Standuri 1 și 1 la zilele municipiului Reghin, ediția 2014. O expoziție deosebită, domnul Ioan Morar din Cluj-Napoca. Cu ce v-ați prezentat în fața reghinenilor? Cu tot felul de obiecte din lemn, special linguri din lemn, calendare din lemn, suport pentru linguri, blide, ce să mai zic, lăs dezastre în miniatură. Toate produse deosebite. Cum e cu aceste calendare și blidare? Haide, povestiți-ne puțin. Ei, calendarele sunt calendare care funcționează pe tot parcursul vieții. E calendar perpetu. E o, să zicem, o invenție a mea, dar așa, o invenție a mea. Le-am gândit așa cum am crezut că făceau străbunii noștri. Concret, cum se procedează? Deci în fiecare zi muți două bețișoare, ziua, săptămânii și data, și odată pe lună muți trei bețișoare. Luna, ziua și data. Cum sunt primite aceste produse? Foarte bine, foarte bine. Bine, au un preț destul de mare, nu sunt pentru oricine, nu se adresează oricui. Sunt doar pentru cunoscători, doar pentru cei care vor să aibă ceva de valoare în casă. Totodată aveți blidare. Blidare, lingurare, același lucru. Am unul mai special care e legat de viață, de dragoste, de fapt ciclul vieții. Și dacă vreți, o să vi-l prezint. E vorba de doi care se cunosc, se îndrăgostesc, se căsătoresc, vine barza, vin copiii și la urmă le vine și mintea la cap, într-un târziu așa. Adică, de unde ideea unui asemenea produs? E, ideea din viața personală. Că eram și noi tineri, ne făceam de cap, erau alte priorități și acum pe parcursul vieții încep să te întorci puțin înapoi, să vezi de unde ai plecat, unde ai ajuns, ce ai acumulat în plus față de ce ai avut, ce nu ai făcut și ar fi trebuit să faci. Așa, o chestie de gândire profundă, să zicem. E singura dumneavoastră preocupare, ocupație? Nu. E printre altele. E o pasiune. Mesajul dumneavoastră pentru reghineni ar fi? Ar fi să continue ceea ce au început străbunii, să încerce să studieze mai mult și să pună mai mult preț pe valorile tradiționale. Mulțumim tare mult pentru tot ceea ce ne oferiți. Succes în continuare și vă mai așteptăm la Reghin. Mulțumim, o să mai venim.